Îngroziți de facturile uriașe și de prețurile din ce în ce mai mari la alimente, pensionarii au ieșit în stradă în mai multe orașe din țară. Peste tot ei au cerut același lucru, majorarea pensiilor. Se tem că în condițiile actuale vor face foamea și frigul în propriile case. Peste 300 de pensionari s-au adunat în fața prefecturii din Galați. Cei mai mulți din oamenii ieșiți în stradă au venituri care nu depășesc 1400 de lei. Am pensie 910. Mănânc ceapa astăzi, brânză mâine. Pensionarii n-au niciun drept, au numai deputații, parlamentarii și restul hoților. Ne-a scos în stradă disperarea. Cum treceți iarna asta? Nu știm dacă o mai trecem. Facturile mari? Facturile sunt peste puterile noastre, peste veniturile noastre. Sperăm să nu ne trezim în stradă, sperăm să nu fim executați siliți. Guvernul spune că cu 999 de lei un om poate trăi o lună întreagă. Ce părere aveți? Nu există așa ceva, nu se poate. Cum adică? Păi nu știu care e problema, dar să știți că este critică. E rușine, strefie. Irina Donțu are 76 de ani. A venit în baston să protesteze. Pensia abia ajunge să-și poată plăti utilitățile și mâncarea. Ce pensie aveți, doamnă? 1300. Și sunteți singură? Da. Cum vă descurcați, doamnă? Cum vă ajung banii? Așa, necăjit. Pe dumneavoastră cine vă ajută? La care mi-a rasă, fiică mea. Fără ea? Fără ea n-aș putea. O uste, congelatorul e gol. Ce aveți în frigider, spuneți că cine v-a dat? Ouă de plată. Deci fata dumneavoastră vă ajută cu mâncare? Da. Din pensie n-ați reușit. Da, vă arătă ieri. Dar fără fată v-ați descurca? Nu. Nu v-ați descurca fără fată? Nu. Nici nu mă gândesc. O jumătate din pensie medicamentele. Mai bine. Ca ea sunt sute de mii de bătrâni în întreaga țară. La 1 ianuarie se ne dea mărirea de pensie. Asta înseamnă 26%. Deci ei și-au mărit salariile cu 2500. Pensionarii au protestat și la Oradea. Suntem 3 persoane, am apartament de 3 camere, 7 milioane și jumătate am plătit anul trecut întreținere. Acum vă dați seama cât va fi cu scumpirea gazului, căldură, ăsta se adună cu căldura, cu toate cele. Plus medicamente. În fiecare lună îmi iau medicamente de 1,5 milioane eu. De când au venit ăștia la putere, tot promite mărire de pensii. Când se apropie data măririi, o amână. În lipsa unei decizii favorabile din partea guvernului, reprezentanții vârstnicilor spun că protestele se vor extinde în întreaga țară.